Reața, nu știu cât se vede că mai este un pic de fum pe aici, pe la șubăre, dar la ora asta un pic cam târziu, din păcate, da, așa e când te trezești târziu. Am venit și am făcut și eu un varachet, cum ziceam, cam târziu, adică Albina e destul de bine ieșită, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Altfel am am băgat niște cum îi zice, niște benzi din alea de varostop în august și acum e o bună ocazie de a vedea ce polen mai vine din natură, pentru că e bine să vină. Așa, uite, mai avem ceva. Da, data viitoare sper să fac la timp. Sunt curios ce o să cadă, dacă o să cadă, că... Da. Cam despre asta este. Mai târziu, mai pe după amiază, chiar o să mă uit prin cuiburi să vedem cum stăm cu populația, cu hrana. Bine, de hrană nu fac probleme, că le-am lăsat din belșug. Populația mă interesează, pentru că de la anul poate trecem pe o înmulțire, că mi-e doar de oase rupte și de făcut miere. Hai, v-am salutat, ne auzim, ne vedem mai târziu.